face la noi corect. Așa a fost, de exemplu, și cu Banca de Economii și cu aeroportul. Deci eu eram cu un deputat din Parlamentul Republicii Moldova atunci când s-a anunțat privatizarea. În primul rând, cine face așa? Deci asta se face, ea să-i șmecherie în secolul 21. Anunț tenderul unul de zile vara. Cine să vină să investească, de exemplu, nu știu, că pe atunci în bancă sau în aeroport, vreo 40-50 de milioane de dolari, când vara, deci Consiliul de Conducere al corporațiilor mari, nu este pe loc. Și deputatul spune, Marin, nu numai că luna asta s-a anunțat mai pe lună, deci ei au trimis, ca să arăt aici în Moldova, au trimis solicitări la 5 companii, precum că gestionari de aeroporturi, dar au pus adrese greșite, nici nu ajung măcar scrisorile astea. Și atunci eu îmi pun întrebare, noi de ce nu trebuie, nu monitorizăm? Să nu fie termenul ăsta o lună, să le dăm, de exemplu, 6 luni, să facem demersul, să anunțăm de ce. Noi doar avem misiuni diplomatice, eu nu știu ce fac misiunile astea diplomatice, numai nu cu investiții și cu privatizări se ocupă. Noi chiar nu putem să anunțăm, de exemplu, prin misiunile noastre diplomatice la Berlin sau în Italia sau în Franța. Fraților, uitați, noi ne-am pus ca obiectiv să dăm startul la următoarele privatizări. Anunțați prin mediul de afaceri german sau italian, francez. Și când este real, când sunt real solicitări, de exemplu, o competiție sănătoasă cu companii, nu cu scheme și offshore prin Rusia, cu persoane interpuse, dar să vină investitori reali, fiindcă eu îmi dau bine seama că dacă vine un investitor german la unul din aceste obiective, noi pur și simplu să fim cei mai fericiți. Dacă ar fi fost nemții să investească în aeroport, noi de mult deja, nu știu, zburam cu Boeing-uri în aeroport. Dar asta e realitatea.